Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria asta de GTA 5 Online. De această dată o să facem cel mai șmecher lucru care poate fi făcut în GTA. O să aruncăm cu paraștea de pe Ciliad. Vă place, nu? Că știam că vă place. Da, nu am găsit absolut nimic mai interesant de făcut și mi-a venit ori m-a lovit ceva așa și mi-a zis aruncă-te cu paraștea de pe Ciliad. Dar eu am zis de ce nu? Așa că astăzi, în acest moment, noi o să ne aruncăm cu parașuta de pe Ciliad. De ce? Pentru că, da, fraților, scrieți în comentarii idei ce să facem pe lângă clipurile de enduro, chestii pe munte, pentru că chiar nu am nici cea mai mică idee și nu prea găsesc lume care pot să joc, să zicem, să facem să zicem că aș putea să fac heist-uri, chestii care ar fi interesante sau ce pot să zic, aș putea să fac curse, dar cursele mare parte mă enervez pentru că dau de toți retardații. Puteți să-mi spuneți eventual să tunez o anumită mașină care vreți voi și o să caut și o să tunez și facem pe placul meu. Și pentru level meu, vedeți că am făcut level 51, am aproape level 52. Oh, ok. Tipul ăla a omorât 3 din aia pe dată. Ok. Bă, nene, de ce scade așa frame rate-ul? Bun, deci astăzi ne aruncăm cu parașuta, este clar, nici nu mai... Deci când trebuia să iau, cred că, opresorul. Cred că trebuia... Tăce! Dar lasă că și Reaper-ul e frumos. În curând am înțeles că vine update-ul cu zăpada, mă rog, update-ul lor. Micul lucru care îl fac în fiecare an, când vine iarna... bagă zăpadă pe toată harta. Am înțeles că o să fie ceva interesant, că o să bage harta aceea, știi, de la începutul jocului. Și am înțeles că o să fie un brad ceva în mijlocul orașului, pe la bank, pe acolo, pe la firmă, pe la noi și chestii. Ok, bă, nu pe aici, mai trebuie să mai merg în față. Putem să facem. Începem de săptămâna asta, v-am spus să apară două clipuri pe zi, adică pe lângă asta încă nu m-am gândit de ce o filmez clipul ăsta și mă gândesc la gândul de ce alt clip aș putea să filmez pentru mâine. Pe primul loc ar fi Unturned. Ceva văd, cred că intru pe mapa nouă și chestii. Și de pe mapa nouă, gen, mă apuc să fac nebunim, pa, ne apucăm să căutăm niște loot, niște chestii. Pentru că online, să mă joc pe un server singur, e destul de urât și de plictisitor. Adică pe server de obicei te joci cu echipa și chiar e catering, adică știu să mă joc cu prietenii mei. Rupem tot pe Unturned. Într-adevăr este și un joc destul de ușor dacă te gândești puțin, trebuie doar să lutezi și te obișnuiești cu aim-ul de la arme, în rest nimica, pentru că majoritatea armelor trag la fel. Nu poți să zici că are o armare recul sau ceva. Pentru clipurile de enduro în GTA 5 am deja pregătite vreo două mașini. Le-ați văzut cred că în livestream-ul de sâmbătă. Da,
Hai, tata, mai repede deja. Bă, dar stai, dacă mi-am mutat microfonul, nu văd cât este, doar 5 minute. Hai că e bine. Abia aștept să vină Crăciunul și chestii de ziua mea ca să fac bani să-mi iau brațele de microfon și microfonul Audio Technica AT2020. Ca să văd și o monitoare astea mai bine, să chestii de genul. Opa, și noi acum să cei dăm în jos și urcăm. Nu am idee pe unde am luat-o. Dar chiar, uite, e și un challenge, urcăm cu Reaper-ul pe Chiliad. Era mai sus și vine să tușez, bag picioarele. Pare rău. Winner, tu target survive. Bă, ești nebun, am câștigat fără să participe, ești nebun. Bă, nu știu ce, dar parcă sunt pe hype tipul ăsta și nu înțeleg de ce. Adică parcă aș vorbi foarte mult și foarte prost. Dar, atât am. Bă, hai să vă mai spun o problemă care o am eu aici pe suflet. Cum vine că de când am început să postez zilnic, parcă scad, mai mult scad în abonați decât să cresc, adică, știi cum e? Bă, totuși, dacă vă place, uitați, dați voi acolo un share, mă ajută cel mai mult să spuneți prietenilor, tuturor prietenilor să se aboneze. Se fapt, nu să se aboneze, să se uite pe canal, să vadă dacă le place contentul care îl fac. Hai să ne asigurăm că avem parașută și chestii. Hai că avem parașută. Bă, ești nebun, mi-am făcut rampă. Deci să se uite pe canal, să vadă dacă este ceva content care le place. Deocamdată postez doar GTA, dar v-am spus, vreau să facem și alte jocuri în curând. Vreau să mă obișnuiesc cu programul ăsta să postez în fiecare zi. Uite, un clip de GTA plus alte clipuri. V-am zis, de săptămâna asta începem cu două clipuri pe zi. După aceea, peste, cred că încă 2, 3, 4 săptămâni o să începem cu 3 clipuri pe zi și o să urcăm, cred că maxim o să fie 4 clipuri pe zi, dacă neapărat să fie neapărat nevoie. Hai că nu mai avem mult și ajungem sus, pe Ciliad, uite, deja văd aia. Aruncăm frumos, să legăm cât de cât. De Crăciun, când o să vină, când o să intrăm în vacanța de Crăciun, o să fac un mic update la canal. Adică sper că nu cad acum și sper că nu s-a blocat mașina, pe bune. Ok, s-a cam blocat. Ok, asta e, urcăm pe jos pe celălalt. Hai că facem pu da, putem să urcăm pe jos sau. Hai că nici nu-mi tremură telefonul. Telefonul le lasă. Bă, nu că de-a te bași pe tine. Caracter idiot. Hai. Bă, ești nebun cât am să zici că. Eu uite, bă, cât sare, zici că e cam buguită piatra asta. Bă, dar primesc mesaje. Și nu pot să mă uit. Hai, dă-i cu urcatul, dă-i. Adică o dăm la sprint, adică pot să mă și uit. Ok. Hai să vedem. Ne urcăm aici Ciliad, ne facem treaba. Bă, da. Muzică? Continuă. Băi, parcă dusem place. Wait a second. Hai că dă cu reclame, văd. Hai că, așa, continuă și playlist-ul. Ne aruncăm toată. Dacă aș urca și eu mai repede. Bă, asta e aici, sunt pus eu pe aici.
Eu aici vreau să ajung la asta. Oricum stare zici că e parcuri. Că bum, te uite. Mă gândesc să oare bagă costum de Crăciuniță sau ceva. Că ar fi șmecher. Aici de sigur chestia asta care o știe toată lumea. Se-s gata, ne aruncăm de pe Shiliad. Hai că nu stă în aer. Stai, vai, cu gândul asta. Tie tata! Uo, respect! Îi dau mașina. Unde mi-e mașina? Cred că pot să o văd. Cred. Nu văd. Nu văd. Nu, yes. O să țin drept. Da, păi hai că am sărit și cu parașuta. A venit și fum mov. Să facem și de-astea așa. Și acum îi dăm în jos. Bă, dacă vă apuc în clipul ăsta, v-am spus să nu lăsați idei. Dacă vreți să tuneți o mașină anume sau chestii de genul în GTA sau dacă vreți, aveți vreun challenge pentru mine, v-aș ruga să lăsați în comentarii. De asemenea, v-aș ruga din cauza faptului că din câte am văzut parcă din ce în ce scad în abonați, eu nu vreau chestia asta. V-aș ruga să vă rugați prietenii să se uite, să arunce un ochi pe canal, să vadă dacă este ceva care le place și să se aboneze, pentru că vreau să am cât mai multă susținere și cât mai mulți oameni care să-mi dea idei pentru mai multe challenge-uri, chestii în GTA sau mai multe jocuri. Ăsta e la bancomat, ce are bani. A, na, așa, băga banii, două drecu. Și cam atât a fost episodul, ne reazim data viitoare. Ciao, bă!